Anunț șoc al omului lui Putin: războiul nuclear, varianta optimistă. Vladimir Putin ar putea lansa un atac nuclear cu arme de putere redusă asupra Poloniei, dacă vrea să descurajeze NATO, afirma un fost comandant al alianței. Acum, un propagandist al liderului de la Kremlin vine cu alte declarații șocante. Propagandistul lui Putin vine cu scenarii apocaliptice. Soloviov a spus în direct la principalul post național de televiziune din Rusia, Rusia 1, că țara sa are două scenarii în confruntarea sa cu lumea. Prima opțiune este una optimistă și presupune un război nuclear, distrugând lumea. Pe scurt, avem două opțiuni. Prima este optimistă, război nuclear, întreaga lume este în ruine, a spus Soloviov. Soloviov și invitații din emisiunea s-au discutat despre succesul armatei ruse în războiul pornit împotriva Ucrainei. Aceștia au comentat și reacția întregii lumii la crimele de război ale Federației Ruse împotriva poporului ucrainean. Propagandistul a adăugat că a doua variantă este una pesimistă. Nivelul crizei economice din lume este de așa natură încât marea depresiune va părea un lucru mărunt, a mai adăugat Soloviov, duminică, 3 aprilie, la Rusia 1. La trei zile de la această declarație șocantă și după seria mesajelor pro-Putin și pro-războiul din Ucraina, vila din Italia a realizatorului TV Vladimir Soloviov a fost incendiată. Masmedia din Rusia continuă transmiterea retorcii de la Kremlin în privința războiului din Ucraina. Miercuri seară, în aceeași emisiune de la Postul Rusia 1, Soloviov a oferit o explicație pentru folosirea armelor periculoase hiperbarice în Ucraina. Propagandistul lui Putin a declarat că președintele rus știa în mod evident cu mult timp în urmă că Statele Unite au testat arme hipersonice în martie, deși lumea tocmai a aflat. Într-o altă emisiune, Soloviov afirmă că numai cultura rusă este cunoscută în lume, referindu-se la toate popoarele din Federația Rusă. Realizatorul TV mai susține că ceea ce Ucraina pur și simplu nu poate obține este că cei din străinătate nici măcar nu vor rosti cuvântul Ucraina, niciodată în Occident suntem cu toții ruși și cultura rusă. Iar despre masacrul de la Buha din regiunea Kiev, Soloviov spune că Rusia va fi acuzată de genocid pentru o provocare a britanicilor.